Școlile din Târgu Jiu intră în programul de igienizare. Elevii au intrat în vacanță, iar școlile gorjene se pregătesc încă de pe acum să-și primească elevii la ore în noul an școlar în condiții cât mai bune. Lucrări de igienizare, zugrăvirea sărilor de clasă, reabilitarea acoperișurilor, clădirilor, instituțiilor de învățământ sau reparații ale mobilierului sunt doar câteva dintre activitățile care se vor desfășura în această perioadă în unitățile școlare din municipiul Târgu Jiu. Suma alocată lucrărilor în această vară de către primăria Târgu Jiu este de 5 milioane de lei. În ceea ce privește lucrările de reparații și igienizări, de acele reparații care constau în revizia instalațiilor electrice, sanitare, instalații de gaze, termice, de asemenea refacerea finisajelor interioare, exterioare, acolo unde este cazul, reparații la acoperișuri și alte lucrări specifice. Au fost făcute demersuri și pentru extinderea a două grădinițe din municipiu. Alte proiecte elaborate pe care le avem pregătite sunt cele ce vizează extinderea grădiniței numărul 8 și a grădiniței Mihai Eminescu, de asemenea realizarea unui complex artistic pe o clădire parter cu 2 etaje la Liceul de Muzică. Elevii Colegiului Comercial Virgil Magiaru din Târgu Jiu se vor bucura în curând de o sală de sport cu o capacitate de 180 de locuri. Investiția a fost aprobată urmând a se demara procedurile pentru realizarea sălii de sport.